După ce anul trecut Auto Bergamo Deva a cucerit eventul la futsal juniori, în anul 2019 o altă echipă din municipiul Reședința al județului Hunedoara, ACS Vest, a avut o evoluție remarcabilă, atât în cupă cât și în campionat. Sfert finaliști în Cupa României, unde au fost eliminați viitoarea vicecampioană CSM Târgu Mureș, cei de la ACS Vest Deva s-au calificat în turneul final al campionatului național de futsal pentru juniori, după ce au câștigat seria din sezonul regulat și au trecut și de un baraj. La turneul final de la Piatra Neamț, devenii au câștigat grupa din care au făcut parte, trecând cu 5-0 de Dunărea Călăraș, care nu s-a prezentat la competiție, și cu 4-3 de viitorul Băleasa, ajungând în semifinale, unde aveau să piardă în fața viitoarei campioane, Informatica Timișoara, cu scorul de 5-1. În meciul pentru medaliile de bronz, cei de la ACS Vest Deva au fost învinși cu scorul de 6-2 de FK Odorheiu Secuiesc și astfel au terminat campionatul, la începutul căruia au luat startul 35 de echipe pe un onorant loc 4.